Începute în plin sezon, lucrările la peluza stadionului Marina Nastasovici urmează să se încheie la mijlocul acestei luni. Dacă vremea nu va mai juca feste constructorilor, este posibil ca peluza să fie inaugurată la meciul cu ACS Poli Timișoara, ultimul susținut de Astra pe teren propriu în actuala stagiune. Termenul inițial era luna aprilie, va fi gata în mai. După părerea mea, în aproximativ 2 săptămâni de zile, va fi chiar complet construită, cu scaune, cu tot ceea ce trebuie, în așa fel încât acest lucru nu va fi o problemă pentru eventuala omologare a stadionului. La peluză, practic mai este vorba de terminarea vopsitului, terminat acoperișul și instalarea scaunelor. Atât. În altă ordine de idei, Astra evoluează vineri seara la media și în poate cel mai important meci din acest final de sezon. Giurgiuvenii au nevoie de victorie pentru a se menține pe locul secund în clasament. Partida dintre Gaz Metan și Astra începe la ora 19:30 și va fi arbitrată de Adrian Comănescu la centru, ajutat la cele două linii de Vasile Marinescu și Sebastian Stoianov. În tur, Astralii s-au impus cu 3-1, golurile fiind marcate de Iazalde, Budescu și Enache, respectiv Cristi Bud.